Salutare, sunt Radu Pandrea, bine te-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre responsabilizare. Mai precis despre responsabilizarea copiilor noștri. Deoarece noi ne responsabilizăm zilnic datorită influențelor cotidianului, datorită greutăților cu care ne confruntăm zi de zi. Însă copiii noștri au nevoie de o responsabilizare treptată, de o însușire a acestei responsabilizări, așa că rolul nostru de părinți este să facem acest lucru. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt tata a trei copii. Astăzi, cel mai mare copil al meu e un băiat, va îmbrăca pentru prima dată costumul de apicultor. O să mă îmblace. Sigur că da. Sigur că te pot lua în brațe. El este Cezar. Noi avem o fermă apicolă, deci cu albine, undeva la 30 de kilometri de Cluj, unde venim din când în când să o întreținem, evident. Albinele sunt plecate de aici, sunt duse în pastoral, să spun așa. Pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă pastoral, înseamnă acea operație prin care luăm albinele din fermă și le ducem undeva unde au cules de nectar. Da. Ăsta este pastoralul, așa e, Cezar? Da. Da. Revenim. După cum v-am spus, astăzi e prima zi în care Cezar îmbracă costumul de apicultor. În fermă ne-au mai rămas câteva familii de albine, câteva roiuri, de fapt, pe care trebuie să le hrănim astăzi. Da. Și pe lângă hrănirea acestor roiuri, vom mai avea de făcut câteva lucrușoare rămase în timp, așa-i? Da. Cum ar fi să tăiem iarba? Da. Vom tăia și iarba. Da, o să tăiem și iarba. Iarba, mai ales pe drumul care urcă către fermă, așa-i? Da. Aici am tăiat-o deja. Da, și cu... am tăiat-o ceva. Și tu m-ai ajutat, așa-i? Da. Cezar m-a ajutat. Așa mi-a venit ideea de a împărtăși cu voi această responsabilitate pe care o avem. De a responsabiliza copiii, de a da această responsabilitate și copiilor, de a învăța ceea ce înseamnă să fie responsabil. Părerea mea, ca și părinte, este că a ține copilul într-un bol de sticlă, să spun așa, sau a-i da copilului totul pe tavă, este o greșeală enormă. Da. Nu pot să spun ce va ieși din acel copil care le va primi toate pe tavă. Cunoaștem cu toții termenul de copil de ban gata. Așa-i? Cunoști și tu termenul ăsta? Auzi, și Cezar cunoaște acest termen. Copil de ban gata sau copil care toate mofturile îi sunt făcute. Da. Din punctul meu de vedere, responsabilizarea începe de când e el mic. Cezar are câți anișori ai? 3 anișori și jumătate, puțin trecuți, așa-i? Câți? 3 și jumătate. Da. Așa, avem 3 anișori și astăzi am decis să-i cer ajutorul. Haideți să vedem cum ne descurcăm, ce greutăți întâmpinăm, dacă sunt întâmplări care ne opresc din ajutorul care Cezar mi-l va da, să vedem cum le gestionăm, cum ar trebui să le gestionăm. Da? Da. Operația pe care o facem acum e hrănirea nucleelor de împerechere, adică a roilor care vor deveni familii de producție anul viitor. Suntem într-o perioadă în care nu este cules de nectar pe câmp, așa că Cezar mă ajută să împart turtele. Dacă mama lui taie folia turtelor, eu le plasez în interiorul stupilor. Cezar le va aduce de la mașină unde mama face această operație până la stup unde e nevoie de ele. Da? Îl vedem? Pe Cezar. Îl vedem pe Cezar, da? Ia salută-i pe toți. Până.
Ajutorul pe care mi-l dă e extraordinar de important. Dacă nu ar fi el, eu ar trebui să fac ture de la mașină până aici, deoarece mama lui Cezar are grijă de ceilalți doi copii. Deci suntem cu toții aici în stupină într-o duminică după amiază. Încă o dată, salut! Hai aici să te vadă, hai aici să te vadă lumea. Haide. Ia uitați-l. Spune-mi, te rog, ți-e frică de albine? Nu. Nu ți-e frică de albine? Te-au înțepat astăzi albine? Da. Da. Se mai întâmplă și accidente, se mai întâmplă diverse lucruri care s-ar putea să ne stopeze sau să ne încetinească munca în stupină. Da. Dar și munca de responsabilizare a celor mici. Atunci când se întâmplă un accident, de exemplu. Da. Astăzi, în timp ce tăiam iarba, Cezar s-a accidentat, s-a lovit cu capul de mașina de tuns iarbă. Da. L-a durut și nu a mai vrut să taie iarba. E bine, în astfel de situații e bine să nu forțăm copiii, da, și să-i lăsăm să se liniștească, să înțeleagă că a fost un simplu accident care se mai poate întâmpla. Da. În cazul în care l-a înțepat albina, unde te-a înțepat? Arată-le. Aici. În cap. L-a înțepat, da, în cap când? Când te-ai dus să iei costum, așa-i? Da. A fugit repede să-și ia costumul pe el, foarte nerăbdător, și o albină l-a înțepat. Ei bine, când sunt astfel de lucruri, când se întâmplă astfel de lucruri și copilul devine supărat oarecum, începe să plângă, respinge responsabilitatea pe care i-o dai, nu mai vrea să fie responsabil, se sustrage practic de la responsabilitate, da, e bine să îl lăsăm să se liniștească. Imediat merge după o turtă. E bine să lăsăm să se liniștească. După ce se liniștește, reluăm treaba. Reluăm munca de responsabilizare, așa-i? Da, așa-i. Chiar dacă nu încurajez pe nimeni să își facă copiii apicultori, deoarece este o muncă extraordinar de grea și chiar murdară, trebuie să lucrezi în diverse condiții, că plouă, că ninge, că e soare puternic afară, nu contează. Deci chiar dacă nu recomand nimănui să își facă copiii apicultori, responsabilizarea în stupină, în acest joc, în apicultură, practic în acest joc de strategie, pentru că apicultura e cel mai interesant joc live, joc de strategie live. Ei bine, responsabilizarea în stupină este extraordinară. Avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le punem la punct, foarte multe lucrușoare micuțe cu care copilul ne poate ajuta. Iar această îndeletnicire, apicultura, este extraordinar de relaxantă când vrei să ieși din cotidianul orașului, să spun așa, când vrei să te retragi undeva, dacă vrei o îndeletnicire sau o relaxare, o activitate relaxantă, activă, totuși, apicultura este ideală pentru orice om. Bineînțeles, cu condiția ca acel om să se poată mișca, pentru că sunt oameni care ar vrea să facă și, din păcate, nu pot, sunt imobilizați, sunt, mă rog, au diverse handicapuri care nu îi lasă să facă lucrurile care și le-ar dori. Așa că te sfătuiesc și pe tine, dacă ai văzut acest clip, să te gândești cum să-ți pui 2-3 stupi, nu atâția, pentru că aici sunt peste 100 de nuclee, peste 100 de roiuri formate acum săptămâni, câteva săptămâni, la care noi acum le dăm de mâncare. Da. Nu la acest nivel trebuie să duci o îndeletnicire care să te relaxeze, ci și care să, cu care să poți să-ți responsabilizezi copilul, ci poți să-l duci la un nivel de bun simț, un nivel care chiar să te relaxeze, chiar să-ți ofere o ieșire, acea ieșire din cotidian, acea rupere de ce se întâmplă zi de zi. Nouă cam asta ne oferă apicultura, de aceea nici nu am renunțat la albine, chiar dacă nu mai
punem bază pe profitul care ni-l oferă. Din contră, în ultimii ani chiar am băgat doar banii, deci a fost doar o cheltuială pentru noi, activitatea în stupină. Nu am renunțat la ea pentru că ne relaxează, ne dă o stare de bine, ne dă o stare în care zâmbim, plecăm de aici obosiți fizic, da, dar psihic cu bateriile încărcate. Așa e, Cezar? Da. Bate cinciu. Bravo. Înapoi la muncă, pe voi vă las să decideți care este cel mai bun mod prin care îți poți responsabiliza copilul. Reține doar lucruri mici, mărunte, de acolo se începe, la o vârstă foarte fragedă. Da. Da? Dacă lăsăm să crească, dacă spunem las că o să aibă timp să le facă când va fi mai mare sau toată viața are timp să le facă, sunt părinți care merg pe principiile acestea. Rețineți că la 10 ani, la 12 ani copilul va avea alte atracții, îl va atrage altceva și nu îl vei mai putea responsabiliza. Să iau turta. Vrei tu să mergi să o iei? Da. Ați auzit? Cezar vrea să meargă. Asta e un semn bun. Îți mulțumesc că ai urmărit acest clip până la final. Până data viitoare, toate cele bune. Le facem cu mâna tuturor. Bye bye. Bye bye. Bye.